În perioada 26-29 august, parohia Berești-Târg, din județul Galați, desfășoară cea de-a doua ediție a taberei de vară Săptămâna Bucuriei. Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani din această parohie, dar și celor din parohiile învecinate, respectiv Berești-Sat, Berești-Meria, Slivna, Balintești, Moscu și Pleșa. Alături de copii sunt preoții din parohiile de unde aceștia provin, precum și părinților. Parohia Berești-Târg, în calitate de organizator și gazdă a evenimentului, desfășoară pe parcursul celor 4 zile, în colaborare cu Liceul Tehnologic Paul Bujor din Berești, Primăria orașului Berești și Asociația Din Drag și Dor pentru Comunitate, o serie de activități religioase, culturale, educative și recreative, după modelul taberelor de vară, organizate în anii anteriori în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Tabăra a început astăzi, 26 august, cu participarea tinerilor la Sfânta Liturghie în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva a parohiei Berești-Târg, după care a avut loc deschiderea oficială. Tinerii au făcut cunoștință cu voluntarii, apoi s-au împărțit pe 4 grupe de vârstă. Pentru început au avut loc diferite jocuri de cunoaștere și de încredere. Tot astăzi, tinerii au mers la liceul din localitate, unde au participat la ateliere tematice, pictură, desen, împletire de metanii și cruciulițe, orientare în natură, prim ajutor, comunicare și dans. Fiecare zi de tabără se încheie cu rostirea rugăciunii de seară, citirea unei pilde și exprimarea impresiilor din partea participanților.